simbolizează începutul. Simbolizează schimbarea de traiectorie. Materia avea o traiectorie clară. O evoluție bine stabilită. Până când acest fenomen s-a întâmplat și a deviat spre altceva. Spre noi orizonturi, spre ceva ce a dat naștere unei noi perspective. Ei bine, am ales această metaforă pentru că, după părerea mea, are o mică relevanță cu o povestioare pe care vreau să vă spun în seara aceasta. La vârsta de 15 ani, pentru mine era un pic clar ce avea de să fac în viață. Practic, cariera de programator era deja stabilită. Prioritățile s-au stabilit clar în mintea mea. Pe la informatică eram cel mai bun, indiscutabil, nu este aroganță, este realitate. Și, practic, notele care le aveam în informatică, ținându-mă de 10-10-10, erau complet diferite față de celelalte note la alte materii. Fiind un rocker rebel care nu prea accepta regulile și nu prea accepta sistemul, alt tip de note își aveau sensul la biologie, chimie și alte informații care nu mă ajutau cu ceea ce vreau să fac. Ei bine, a trecut perioada liceului și am ajuns la facultate. Spre dezamăgirea mea, informația utilă din cadrul facultății era undeva la 10%, deși era domeniul meu de activitate. De restul de 90% era informații pe care nu o utilizam și nu mă ajuta să devin cel mai bun în ceea ce vreau eu să fac. Și stăteam un pic să mă gândesc, mă, în trecutul meu, nu a fost niciun alt domeniu, niciodată materie în care să zic că pot să am 10 și să nu fie informatică? Am încercat să caut răspunsul în liceu, în școala generală, în școala primară, n-am aflat de un loc în care toți copiii au nota 10. Noi când ne naștem, suntem cântăriți, evaluați și după metode obiective, ne se dă o notă. Mai ales fiind vorba de greutate, am zis, clar, primul rând 10 în afară de informatică. Așa că întreb pe mama mea ce s-a întâmplat atunci, cum era treaba de pe la spital. Ei bine, mie mi-au dat 7. Fiind născut prematur și având 2,2 kg, medicul, pe lângă mi-a dat 7, m-a catalogat și ca fiind un om care o să rămână vit de înălțime și va fi ușor subnutrit. Ei bine, această afirmație avea să aibă sens pentru mine 24 de ani mai târziu, când după ce am ieșit din facultate și am intrat în industrie, aveam deja un aș ceva în industrie, deși domeniul care activam, făceam ceea ce îmi place non-stop, echipa de management, din păcate, la prima firmă la care am activat, la fosta mea firmă, de unde am plecat, aveam o mentalitate mai comunistă. Mai nu aplicau regulile cum ar trebui, nu se tingea spre performanță, iar mentalitatea mea de ușor non-conformist, nu pot să țin asta pentru mine. Așa că ziceam cu voce tare. Era o chestiune de timp când am ajuns în conflict cu unul dintre line managerii acelei companii. Ei bine, acel conflict a reprezentat o mică răscruce. O mică răscruce de unde puteam alege stânga, o variantă, să zic așa, mi se asigura un loc călduț, job bine plătit, așa și... Dar trebuia să încep unele idei care nu eram de acord, sau dreapta, riscam totul, inclusiv propria mea carieră, la care țin foarte mult, și riscam pur și simplu să iau pauză de la ceea ce îmi place. Pentru mine nu a fost o alegere. Am ales partea dreaptă și am continuat mai departe conflictul. Spre surprinderea mea, cariera mea nu a luat nici măcar o secundă pauză. Pur și simplu s-a produs acel fenomen de Big Bang. După ce am schimbat firma, am evoluat profesional, financiar și mi-am găsit echipa de management cu care efectiv să mă înțeleagă și să rezolvăm proiecte peste proiecte și să avem performanțe la care eu visam încă de mic copil. La fel cum managerul de la cealaltă firmă mi-a spus că propria mea idee va scoate 100 de download-uri de pe App Store, iar în 7 luni a scos 127.000 de download-uri. La fel ca și profesorii care îmi dădeau 5 și 6 la alte materii și spuneau că nu ar să rezolv mare lucru. La fel ca și acel doctor, specialist, care mi-a spus că să rămân mic de statură și, practic, eu trebuie să alerg 4 km pe seară ca să mă mențin la sub 90 de kg. Este un pic amuzant cum acești specialiști își dau cu părerea referitor la viața noastră. Vă încurajez să credeți în ideile voastre. Doar noi avem dreptul să ne judecăm ideile. Doar noi. Iar reușita unei idei depinde doar de tăria cu care noi credem în ea, și doar de modalitatea pe care noi o implementăm. Vă mulțumesc!